De ce amenințările cu neveste? De ce sunt puși să-și urmărească colegii? Ce se întâmplă de fapt aici? Păi este comportamentul tipic al unui manager abuziv, abuzator de funcție. Este un comportament tipic al unui manager care nu știe să se impună altfel în fața subalternilor săi decât prin teroarea pe care o creează prin aceste deviații, nici nu știu cum să le spun, comportamente care sunt la limita sau chiar depășesc limita legii, acea linie roșie. Până la urmă și în sesizările pe care colegii noștri, membrii noștri le-au făcut către noi, s-au întrebat de unde are conexiuni comandantul meu cu soția mea, de unde se cunoaște, de unde acest curaj de a se întâlni cu soția mea, să-i povestească presupuse, nici nu știm ce, fapte după orele de program. Vă dați seama că acest comportament și acest mod de abordare poate să producă niște valuri de nenorocire într-o familie, pentru că se creează suspiciuni, se alimentează niște suspiciuni care nu și-au rostul. Ori treaba dânsului ca manager, ca șef profesional nu este asta. Treaba dânsului ca șef profesional este să asigure subalternilor săi cele de trebuință să-și facă treaba pentru a asigura acestei urbe, Mangalia, siguranța publică de care are nevoie. Nu să-i determine să vină la muncă stresați, umiliți, împinși să comită abateri sau împinși să comită chiar și ilegalități. Pentru că până la urmă, cel care aplică legea este cel care trebuie să ia decizia, legală bineînțeles, dar trebuie să ia o decizie conform propriilor simțuri. Polițistul vede ce se întâmplă și ia o decizie, aplică legea așa cum crede el de cuvință. Am înțeles că au fost instigați unii împotriva altora să se urmărească, să se... Au fost instigați unii împotriva altora să-și urmărească colegii, o colegă, să după aceea forțați efectiv să-i aplice o sancțiune contravențională că n-a respectat cadrul legal pe linie de pandemie. Sancțiune pe care colega a câștigat-o în instanță, a anulat-o în instanță. După aceea îi pândește pe holuri că n-are caschetă, nici nu știe câteodată, de fapt, cred că nu știe regulamentul că în încăpere nu trebuie să port cascheta. Sau am avut coleg, deși știe despre dânsul că este apt limitat și nu are voie, medicii au recomandat să evite poziția în picioare, deci în filtru, un punct fix, în mod intenționat l-a distribuit pe acesta într-un punct fix și când și-a dat seama de grozăvia faptei sale, după câteva ore l-a chemat, l-a trimis acasă. Acel coleg acum lucrează la sesizare, la petiție, pentru că acolo este un abuz clar. Este un abuz clar, pentru că domnul comandant cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască că al nostru coleg are probleme medicale și distribuirea lui într-un filtru unde a trebuit să stea în picioare câteva ore îi pot afecta în mod grav sănătatea.